Bun găsit, prieten Făgărașul TV, de sunt Dan Ciobuiu. Așa cum bine știți din emisiunile de televiziune și nu numai, de săptămâna trecută Făgărașul are buget. Un buget în consonanță cu vremurile pe care le trăim. Din bani atâția cât sunt, că dacă ar fi și de elastic, dacă îmi priți o glumă, tot nu s-ar putea întinde pentru nevoile care sunt. Dar, din atât cât este, trebuie să se meargă înainte și să se mai facă și ceva care să se vadă, nu numai de azi pe mâine, ci și pentru anii care urmează. Stăm de vorbă după foarte multă vreme cu primarul municipiului Făgăraș, domnul Sorin Mândru, bun revenit în emisiune. Bine v-am găsit! Cum ați caracteriza în câteva cuvinte, așa, dacă s-a putea chiar o propoziție, acest buget, comparativ cu vremurile, comparativ cu ce a fost, comparativ cu nevoile, cu ce vreți dumneavoastră? Echilibrat. Un buget în care, din ceea ce spunea și dumneavoastră, din ceea ce ne doream să realizăm în anul 2014, ne-am dat seama că trebuie să mai tăiem 27 de miliarde de lei vechi. Adică eu când am făcut proiecția de buget pentru a o înainta Consiliului Local. Am pus pe hârtie, în primul rând, lucrările ce trebuie realizate în continuare și lucrările noi care, din punctul meu de vedere, nu mai pot să aștepte. Și atunci a rezultat o cifră. Acea cifră, când ne-am uitat pe pagina din stânga, să spun așa, adică pe previziunile de buget, am constatat că trebuie să mai tăiem 27 de miliarde de lei vechi. Și la toate acestea s-a adăugat și ultima reglementare legală, aceea prin care localitățile sunt obligate să pună 25% din sumele necesare acoperirii salariilor asistenților persoanelor cu handicap neurolocomotor și indemnizațiile persoanelor cu handicap. Asta mi-aduc aminte de guvernul, acest guvern, la fel ca și celelalte, care v-au pasat pe rând spitalele, școlile, poliția locală, încălzirea locală, toate celelalte, v-au mai pus încă un sac pe acel zamar, v-au pus și 25% din persoanele. Eu am spus întotdeauna că măcar e bine să se spună de la începutul anului, domnule, ești dator 3 lei acolo, 5 lei acolo, 20 de lei dincolo, să știi să-ți echilibrezi bugetul și să știi cum faci. Măcar acum, chiar dacă ni s-a pasat această responsabilitate, ni s-a spus, domnule, 25% obligatoriu prin lege pune bugetul local. Până acum, legea a lăsat să se înțeleagă că sumele provin de la bugetul de stat, era o virgulă, la care se adaugă sume de la bugetul local. Dar nu spunea cât, cum, dacă se adaugă, dacă e obligatoriu sau nu. Acum s-a stipulat obligativitatea aceasta, lucru care ne-a împins la un efort bugetar de 8,5 miliarde de lei vechi, bani pe care eu aș fi vrut să-i duc spre spital, pentru că acolo sunt multe lucruri de realizat pentru a putea face comasarea secțiilor cu foc continuu. Măcar de n-ar mai întârzia banii de la nivel central pentru aceste persoane care sunt destul de bătute de soartă și cum se întâmplă în fiecare an, măcar dacă ar ajunge la guvernul și-ar agrea de sacina lui să trimite acei bani la timp. Bun, ați adus discuția spre un punct, era chiar și primul pe lista mea, despre comasarea secțiilor de pediatrie și obstetrică ginecologie în pavionul central al spitalului. O problemă veche, o problemă istorică, moștenită, mă rog, din devenirea spitalului, care era multipavilion și care ducea la cheltuieli foarte mari. Iată că în acest an s-au găsit bani pentru a face în sfârșit acest lucru. Am înțeles că e vorba de 800.000 pe stil, 8 miliarde. În primul rând vreau să se înțeleagă că nu este o dorință a mea sau a administrației locale de a realiza aceste comasări, de dragul de a le realiza. Da. Este o cheltuială în plus, dar ulterior ne va ajuta acest lucru la scăderea cheltuielilor la utilități. De fapt, această chestiune privind comasarea secțiilor cu foc continuu într-un singur spațiu a fost tema actualului manager, a fost tema foștilor manageri. Mai toți managerii au gândit și au avut în proiectul de management această chestiune și am spus că trebuie să punem umărul să o realizăm.
Acum, suma nu este suficientă, înțeleg, pentru a reabilita spațiile unde urmează să ajungă pediatria, unde urmează să ajungă secția de obstetrică ginecologie, pentru că pediatria are niște standarde, anumite standarde pentru ca spațiile, toaletele și așa mai departe să fie în concordanță cu necesarul, adică sunt copii mici acolo, ceea ce înseamnă elemente adecvate, dar vom începe anul acesta cu o aripă a spitalului pentru a fi reabilitată în vederea mutării în viitor a pediatriei. Există voci care spun că va trebui să mutăm ambele secții odată, în sensul că nu poți să muți pediatria și să lași un an obstetrica, ginecologia și să o muți ceva mai târziu, pentru că sunt legate, sunt complementare și medicul de la pediatrie trebuie să fie foarte aproape de nou-născuți. Așa încât vom realiza doar lucrările și am îmbrățișat ideea că activitățile care trebuie scoase din blocul principal sunt farmacia, laboratorul și administrația. Pentru că administrația, administrativul lucrează 8 ore. Nu este firesc să încălzești un întreg palier. Și practic se va face o rocadă? Se va face o rocadă. Administrativul... Era întrebarea de ce se întâmplă, ce va întâmpla cu acele clădiri care, rămân, care se eliberează. Activitățile care nu sunt 24 din 24, adică cu foc continuu, să spun așa, vor fi scoase într-o altă clădire, unde vor fi încălzite spațiile doar 8 ore, atâta cât lucrează respectivele persoane în activitățile respective, iar cele care necesită căldură, să spunem așa, 24 din 24, toate secțiile, pediatrie, obstetrică, ginecologie, interne, chirurgie, cardiologie, toate să fie într-un singur bloc. Pe de altă parte, sălile de blocului operator vor fi utilizate în paralel pe un singur etaj de toate secțiile care au această necesitate. În acest moment există două săli bloc operator în spitalul, în pavilionul central și alte două în clădirea unde funcționează obstetrica ginecologie. Sunt chestiuni de detalii, dar toate aceste comasări vor fi realizate în baza unor proiecte și cu avizul Direcției de Sănătate Publică, fără de care nu se pot realiza, pentru că trebuie să se țină seama de circuitele necesare Știu de o discuție mai veche cu domnul doctor Mehedințu, îmi spunea despre acest lucru și a zis, nu e o chestie deloc simplă și nu e o chestie pe care poți să o faci oricum, pentru că trebuie specialiști și nu e cum ne-am mutat toți într-o casă, stăm mai înghesuiți, dar nu se poate face ca la... Este ceva care trebuie o atenție deosebită și făcută profesionist. Sigur, și pe de altă parte, și la, tot la spital, pentru că în primul rând vrem să realizăm un proiect, un studiu, să vedem cum va arăta această comasare. În paralel vreau neapărat, am cerut conducerii spitalului să se ocupe de un plan de sistematizare a curții spitalului, pentru că mie mi se pare un haos de ani de zile. Oamenii nu vin de drag la spital, vin de nevoie și vin foarte mulți cu mașini. Parcarea din zona imediată a spitalului și a fostei policlinici este plină întotdeauna și oamenii sigur că trebuie să oprească undeva. Și atunci majoritatea intră în curtea spitalului cu mașina și fiecare o lasă pe unde apucă, pe zona verde, pe alee. Evident că nu e în regulă, sigur. Nu este în regulă. În plus, cred că creăm un disconfort ambulanțelor, lucru inacceptabil din punctul meu de vedere. Și atunci trebuie realizat un plan de sistematizare acolo și ulterior, când vom găsi fondurile necesare, să realizăm niște parcări în curtea spitalului și un sens unic eventual pentru a exista un circuit și o fluență a traficului acolo. O altă sumă, din informațiile mele, 600.000 de stil nou, va fi alocată pentru transformarea în centru istoric a zonei de catedrală și cetate, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic și continuarea lucrărilor la cetate. Vreau să-mi spuneți ce înseamnă acest concept, pentru că aveți ceva în minte când ați spus transformarea în centru istoric a zonei de catedrală și cetate. Cam știu despre ce este vorba, dar vreau să afle și lumea ce este în intenția dumneavoastră. Anii trecuți am spus că Făgărașul nu mai poate să aștepte în ce privește reabilitarea unor cartiere și am început pas cu pas acest lucru după modelul Tudor Vladimirescu, Vasile Alexandrii,
13 decembrie, Titu Perții, așa și așa mai departe, și vom continua și anul acesta. Dar acestea sunt cartierele, așa zis, noi, să spunem. Eu cred că Făgărașul nu mai poate aștepta nici în privința reabilitării centrului istoric. Da. Ca marile orașe și ca micile orașe din Transilvania îndeosebi, Făgărașul are un centru superb din acest punct de vedere al arhitecturii clădirilor. Da. Din păcate, lipsa intervenției la fațade lasă să se întrevadă un oraș vechi și obosit în același timp. Așa încât am spus, domnule, trebuie să ne concentrăm atenția spre centrul vechi pentru reabilitarea sa și pentru acest lucru facem primul pas. Ne pregătim de absorpția fondurilor europene care se scot în perioada 2014-2020. Pentru acest lucru avem de făcut două teme. Unu, studiu de fezabilitate. Doi, proiect tehnic. Centru istoric, eu numesc întregul ansamblu arhitectural al cetății. Deci nu doar, nu, să înțelegem, nu este vorba doar de piața din zona Republicii, zona centrală, dar cea care se extinde dincolo de farmacie, mergând înspre catedrală și înspre cetate. Centru vechi înseamnă clădirile de secol XIX, care au fost construite, cum spuneam, în secolul XIX și care trebuie restaurate, reabilitate în aceleași condiții arhitecturale. Eu văd ansamblu arhitectural Cetate cu strada Mihai Viteazu și cu Republicii și Eminescu ca fiind celebrul centru vechi al Făgărașului care trebuie reabilitat. Acum sunt două componente, partea publică și partea privată. Da. După cum bine se știe și aș vrea să lămuresc proprietarii clădirilor din aceste zone, municipalitatea nu poate interveni pe spațiu privat. Este ilegal. Și atunci noi încercăm să depunem un proiect european pentru tot ceea ce înseamnă reabilitarea domeniului public. Asta înseamnă trotoare, șosele, alei, parcuri, transformarea în piață, așa cum a fost în secolul XIX, și reabilitarea cetății și a castelului. Componenta privată trebuie să se racordeze cumva la ceea ce noi lucrăm și aș vrea să dau un fel de mesaj, să transmit un mesaj proprietarilor că îi invit de pe acum să se gândească cum vor reabilita fațadele clădirilor. Cred că totuși administrația locală trebuie să pună odată piciorul în prag și să adopte actele normative necesare pentru ai obliga pe proprietari să investească în fațade. Eu felicit de pe acum proprietarii care au reabilitat deja aceste clădiri. Unele clădiri sunt superbe, cele din zona Garofița, Horado, partea aceea. Și după acel model trebuie să fie reabilitate toate clădirile din centrul istoric. Nu face excepție nici primăria, că primăria are vreo 2-3 clădiri proprietatea municipalității, unde primăria trebuie să-și bugeteze sumele necesare reabilitării acestor spații. Mă refer la clădirea în care funcționează impozitele și taxele locale, clădirea actuală a primăriei. Eu am depus deja un proiect european pentru transformarea în centru de informații turistice și reabilitarea spațiului de acolo, inclusiv a fațadei, și mergem mai departe cu clădirile pe care le avem, dar trebuie să înțeleagă și populația care este proprietară a acestor clădiri că trebuie să investească în fațade. Probabil există și persoane care nu își permit să realizeze acest lucru, dar trebuie găsită o formulă. În caz contrar, eu văd juriștii lucrează la un pachet de acte normative care să facă posibilă obligarea proprietarilor să reabiliteze fațada. În caz contrar, ar exista posibilitatea ca primăria să angajeze lucrări pe respectivele fațade, după care să li se transmită factura proprietarilor. Cazul cel mai apropiat și la și fizic este chiar cum ieșiți din primărie. Este clădirea care are banca Raiffeisen. Clădirea în care este Raiffeisen. Cea mai rea stare din tot centrul, dacă este, este, eu spun, într-un avansat stadiu de degradare. Acolo lucrurile sunt și mai complicate. Banca este proprietară pe întreg parterul. La etaj există cote părți ale primăriei, cote părți sunt proprietari, persoane fizice, iar alte spații sunt
chiriași ai primăriei care au dobândit dreptul de cumpărare a clădirilor în instanță. Deci acolo situația este și mai complicată, da. Dar cota parte a primăriei va trebui să o alocăm, iar proprietarii de asemenea cota parte și să începem poate chiar cu acea clădire care din punctul meu de vedere prezintă risc în acest moment. Așa. Și dacă proprietarii nu își permit, va trebui să locuiască în clădiri în care își permit să locuiască. Pentru că în toate marile orașe, centrele istorice au fost reabilitate în astfel de moduri. Așa e. E o discuție lungă, dar timpul nu ne permite, trecem mai departe la un așezământ tot din centrul municipiului nostru. E vorba de catedrala Ioan Botezătorul, care va primi 100.000 de lei, Da, 100.000 de lei anul acesta pentru parte din lucrări, pentru că e vorba de o sumă mult mai mare necesarul, care ar fi pentru încheierea lucrărilor, măcar pe exterior și finisajele interioare, pentru că este anul brâncoveanu, da. Stabilit de Biserica Ortodoxă Română și de guvern. Am înțeles că Făgrașul va fi vizitat la jumatea lui august de Patriarhul Daniel, care va sfinți biserica, da. Deci este cazul să... Eu vreau să pun degetul pe rană. Am înțeles că sunt primii bani investiți de municipalitate? Da. Toți au venit până acum de la Consiliul Județean. De la Consiliul Județean, da. Și de la oameni, de la credincioși. Da. Vreau să pun degetul pe rană. Eu știu că sunt poziții pro și poziții contra, exact. În ceea ce, exact. Privește implicarea la nivelul întregii țări. Ca la nivelul întregii țări. Aș vrea să știe toată lumea că a fost ideea mea, inițiativa mea de a aloca această sumă ca să lămurim lucrurile și să nu mai existe tot felul de discuții. Din două puncte de vedere, câteva argumente le-a spus dumneavoastră mai devreme. Unu, construcția catedralei, că unii vor, că unii nu vor, a început în urmă cu 20 de ani prin alocarea spațiului în vremea domnului primar Nicolae Ciocan. Construcția a început în urmă cu 20 de ani. Da. Acum ce să facem? Da, este un șantier. Uh-huh. Nu este cazul o treabă odată începută să o finalizăm. Doi, este anul brâncoveanu, stabilit de guvern și stabilit de patriarhie. Catedrala are al doilea hram Sfinții Martiri Brâncoveni. Făgărașul are ca protectori spirituali Sfinții Martiri Brâncoveni. Și cred că faptul că 10 ani de când cel puțin eu am ajuns în primărie, pe vremea când eram viceprimar, apoi primar, din bugetul local nu s-a alocat niciun leu catedralei ortodoxe, am considerat firesc că acum, la apelul înalt preasfințitului părinte mitropolit Laurențiu, să facem și noi, să punem și noi umărul cu 5% din suma necesară finalizării lucrărilor la interior și la exterior, astfel încât acest lăcaș de cult să poată fi sfințit. Nu se pune problema de pictură. Pictura probabil că va dura încă 10-15 ani de acum încolo. Se pune problema de o funcționare firească a unui edificiu important al Făgărașului. Și mai este un argument. Din punct de vedere spiritual, punem umărul la ridicarea acestui lăcaș de cult. Dar eu zic că și din punct de vedere urbanistic, pentru că avem o bijuterie care este cetatea, avem un centru și avem un șantier în centru care se numește Catedrala. Din punctul de vedere al urbaniștilor, odată și odată această zonă trebuie sistematizată. Atâta vreme cât durează șantierul la nesfârșit, nici noi nu putem să realizăm în jurul catedralei lucrările necesare. Astfel încât, cred că 5% nu este mult, atâta putem să contribuim anul acesta, acest miliard de lei vechi. După care, în paralel, vreau să gândim reabilitarea spațiului de lângă catedrală. Noi avem aprobate două amplasamente pentru două monumente și este o datorie morală a noastră să ridicăm odată monumentul eroilor. El va fi ridicat undeva lângă catedrală, în partea estică. Și al doilea monument, acela al rezistenței anticomuniste, Făgărașul fiind emblematic din acest punct de vedere al rezistenței anticomuniste. Toate aceste aspecte trebuie să fie încadrate într-un plan urbanistic din care catedrala nu poate să lipsească. Sigur. Iar artera
care face legătura între, să zic, centru vechi și cetate, artera dintre catedrală și cetate va trebui reabilitată. Intenția este de a deveni pietonală. Da. Este intenția arhitecților, intenția noastră. Și noi ne-am obișnuit greu cu ideea că aceea va trebui să ajungă arteră pietonală, pentru că, să zicem așa, toată lumea circulă pe acolo. Uh-huh. Dar până la urmă am îmbrățișat această idee, având în vedere faptul că toate... Câțiva ani se circula și prin centru cu mașina, așa că se vor obișnui oamenii. Sigur. Ele trebuie să ajungă pietonale, așa spun specialiștii, așa spun arhitecții, și vom face toate eforturile ca să realizăm acest lucru, fie pe bani europeni în marele concept de reabilitare a centrului vechi și a cetății, fie vom rupe acest proiect cu această arteră pentru a-l realiza înaintea proiectului european, pentru că, din punctul meu de vedere, este mare deranj în centru, în acea zonă și nu face cinste Făgărașului atunci când vin turiști la cetate, atunci când Făgărașul este tranzitat de mii de oameni din țară. Corect. Două puncte asupra cărora nu cred că e cazul să insistăm foarte mult. 100.000 de lei pentru cele trei scrutine, în cazul că vor fi două scrutine prezidențiale în decembrie și cel care va fi, sau în noiembrie, sau și cel care va fi europarlamentar din mai. Și cota de 120.000 de lei de cofinanțare la lucrările de reabilitare rețelei de apă și canal, cota valorată primăriei de cofinanțare la acest proiect din bani europeni, care se află în plină derulare. Din păcate ne-am încurcat în cifre, nu este vorba de 100.000 de lei, este vorba de 1.000.000 de lei. 1.000.000 de lei, deci un zero. Este vorba de 11,5 miliarde, de 12 miliarde de lei vechi, bani pe care suntem obligați să îi punem pentru a cofinanța lucrările de reabilitare a sistemului de canalizare și apă, lucrări care se desfășoară începând de anul trecut și se vor finaliza în luna martie a anului viitor și imediat după aceea vom intra în etapa a doua a postului de mediu. Este vorba de alți 40 de kilometri de conducte care se vor implementa undeva în 2016-2020. Când va intra și stația de epurare, după spuse domnului Vasile Manta, Asta înseamnă că este un efort financiar uriaș. Am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean și există o deschidere la domnia sa în a ne susține ca această cifră să fie luată dintr-un credit care să acopere doar cofinanțări de proiecte europene. Și dacă vom reuși acest lucru, această sumă o vom realiza sau parte din această sumă o vom aloca din acel credit, urmând ca parte din această sumă să o folosim pentru reabilitarea unui cartier, pentru că eu vreau să continuăm anul acesta cu reabilitarea din bordură în bordură, măcar a două cartiere ale Făgărașului, ca să ne ținem, să zic așa, de cuvânt, că în fiecare an din 2008 încoace am încercat să reabilităm două cartiere ale Făgărașului. Sprijinul ăsta a reieșit și prin suma care v-a fost alocată de la Consiliul Județean. Am înțeles din presă că e vorba despre cea mai mare sumă alocată unei localități din județ. Nu zic că nu era nevoie, era nevoie, sigur. Așa este, 2,9 milioane de lei. Așa este, domnul președinte Căncescu a găsit, prin dialogul pe care l-am avut, a găsit de cuvință să ne concentrăm asupra cetății Făgărașului, asupra reabilitării spațiilor de acolo și pentru a le da destinații și pentru a le pune în circuitul turistic. Acesta e motivul pentru care și-a înțeles și această nevoie a noastră de cofinanțare pe proiectele europene. Așa încât, într-adevăr, Făgărașul a obținut cea mai mare cifră alocată de Consiliul Județean unei localități. Pe de altă parte, este și firesc, pentru că sumele de la Consiliul Județean vin pe echilibrarea bugetului și Făgărașul este cea mai mare localitate a județului Brașov după reședința de județ, care este Brașovul. Da. Brașovului nu i s-au alocat astfel de sume, întrucât există deja un dezechilibru. Ei au un buget uriaș, așa încât nu avea nevoie de echilibru. Da. Noi avem un buget mic și am avut nevoie de acest echilibru. Nu este o sumă fantastică, este o sumă
importantă, cea mai mare primită de la județ, dar vă spun că este bugetul nostru este similar cu cel al anului trecut și eu nu fac parte din categoria persoanelor care sunt mulțumite de cât de mult lucrăm în acest oraș. Mi-aș dori să lucrăm mai mult pe mai multe zone și să realizăm mai multe investiții. Dacă ar fi și bani, s-ar și putea, sigur. Ideea e să faci maxim ce poți să faci cu banii pe care îi ai. Am înțeles că sunt alocați bani și pentru repararea două grădinițe, Voinicelul și Mateiaș Brâncoveanu. Unitățile de învățământ au suferit un pic pentru că eu am vrut să alocăm 10 miliarde. Anul trecut am alocat 24 de miliarde școlilor, grădinițelor, liceelor, școlilor în general. Anul acesta am spus, luăm 10 miliarde, îi ducem la spital pentru a reabilita spațiile de acolo și ei se confruntă și cu probleme ce privește asigurarea banilor pentru căldură, astfel încât spitalul a primit 9 miliarde pentru acoperirea facturilor de căldură și 8 miliarde pentru reparații în vederea reabilitării. Și atunci școlile au rămas un pic descoperite, dar după modelul regretatului profesor Duță, pe care l-am impus încă din 2008, reabilităm pas cu pas în fiecare an câte o clădire, câte o școală, dacă putem două, că să nu dăm firimituri la mai multe și să nu se vadă nimic, ne concentrăm pe una sau două anul acesta pentru a se vedea ceva după noi. Așa încât anul trecut am alocat 11 miliarde Colegiului Național Radu Negru, ceea ce înseamnă că Radu Negru și Școala 1, din punctul meu de vedere, arată impecabil și n-ar mai fi prea multe lucruri de făcut acolo. Sigur, pe viitor o să mai avem în vedere și școlile unde am investit. Șenchea, nu mai spun. Cred că domnul Duță a lăsat liceul acesta impecabil și cred că nu mai trebuie să se intervină acolo ani buni de acum înainte. Ne-am concentrat spre grădinița din Tudor Vladimirescu, care arată dezolant și unde trebuie să intervenim obligatoriu. De la construcție din 1980 nu s-a mai intervenit la acea clădire deloc, decât la partea de hidroizolație pentru că ploua. Și de asemenea grădinița Mateiaș Brâncoveanu, unde are o centrală bombă, să spun așa, nu vreau să folosesc cuvinte neconforme, dar trebuie să înlocuim acolo centrala și să realizăm câteva lucrări. Și mie mi se pare de asemenea că curtea școlii liceului Doamna Stanca arată prost și vreau să intervenim și acolo, dar momentan nu am reușit să găsim sumele necesare pentru a le aloca și Colegiului Național Doamna Stanca. Dar mă străduiesc, este o promisiune a mea făcută mie, că curtea de la Doamna Stanca trebuie să arate cel puțin asemănător cu cea de la Radu Negru. Așa e. Făgărășenii iubitori de manifestări culturale, de teatru și concerte și așa mai departe, se vor putea bucura de un nou interior al Casei Municipale de Cultură în cursul acestui an? Da. Nu știu când se va întâmpla lucrul acesta. Mie îmi place să dau cezarului ce e al cezarului și să spun că colegul de Consiliu, Ilie Bardașuc, a fost cel care, chiar dacă suntem partide diferite, vreau să se înțeleagă că a fost la un moment dat ideea lui de a schimba scaunele. Am acceptat-o. Noi știam că trebuie să intervenim asupra Casei de Cultură din perioada guvernului Tăricianu, primisem 10 miliarde, n-au mai venit în perioada guvernului Boc. În fine, am rămas cu o hotărâre dată, dar fără bani. Și atunci am spus, domnule, trebuie să intervenim odată. Casa de Cultură e construită în 1963 și nu s-a mai intervenit un ac la ea în anii ăștia. Și am fost de acord cu scaunele. Când am văzut, de fapt, ce e acolo, când am demontat vechile scaune care erau ponosite și așa mai departe, ne-am dat seama că nu poți să pui o bijuterie într-o sală la fel de ponosită. Și am spus, nu se poate, o luăm de la capăt. Și am decis atunci rașchetarea parchetului, paluxarea, schimbarea modulelor de la scenă, schimbarea cortinelor, schimbarea lambriului, pereții, zugrăvire și așa mai departe, iluminat. Toaletele erau inexistente din punctul meu de vedere și am spus că nu face cinste unei săli în care se desfășoară acte de cultură, așa încât a intrat într-o reparație generală și capitală.
Casa Municipală de Cultură, așa încât va mai dura șantierul. Aceasta este vestea proastă. Uh-huh. Vestea bună este că la finalul lucrărilor sala cred că va arăta impecabil și ne vom atinge scopul acela de ca actele de cultură să se desfășoare într-un spațiu adecvat. Cool. Bani să fie, lucrările oricum se vor desfășura majoritatea la interior. Va veni și sezonul cald când presiunea de evenimente culturale va scădea pe și să sperăm că poate când va veni viitorul sezon rece se va putea intra într-o sală de spectacole modern, așa cum merită făgărășenii cei care merg la spectacole. V-aș mai întreba dacă mai sunt, că nu se spune nicăieri, mai sunt speranțe pentru reluarea construcțiilor la blocul ANL, e nevoie de fonduri de la fonduri naționale. Ce mai pot spera cei care mai așteaptă? Da, sunt speranțe, din păcate lucrurile merg greu acolo. Noi în ceasul al 12-lea am reușit să introducem utilitățile, atât termoficarea, cât și iluminatul, pentru că acolo era vorba de un transformator care costa 6 miliarde și n-am reușit, dar am reușit să obținem o altă soluție și să avem aceste utilități. Înțeleg că se va lucra în continuare, dar mai lent, astfel încât nu cred că până la sfârșitul anului 2014 va mai fi gata vreun bloc. Dar cred că în 2015 da. Noi am pus accent, că am vorbit mai devreme de cultură, eu țin foarte mult, anul acesta am două obiective. Unu, spitalul, doi, cetatea și pregătirea studiilor pentru centrul istoric. Așa încât n-aș vrea să fie o surpriză, dar aș vrea să fie o realitate, o realizare undeva în luna august. Îmi doresc foarte tare. Aici trebuie să spun că și colegul viceprimar se ocupă de lucrări. Aș vrea ca sala tronului să fie dată circuitului turistic și să fie reabilitată. Ea va fi transformată într-o sală multifuncțională cu elemente ale secolului în care trăim, dar cu elemente cu mobilier de epocă, pentru că este cea mai importantă sală din cetatea Făgărașului, care poate să reunească fel de fel de întruniri naționale și internaționale, dacă se va dori. Așa încât și acest aspect îl am în vedere până în luna august, când sper eu să fim vizitați și de Patriarhul Daniel pentru acel moment brâncoveanu și pentru a fi pregătiți pentru zilele cetății Făgărașului, singura manifestare inclusă serios pe agenda manifestărilor culturale de anul acesta. Și în conștiința făgărășenilor de pretutindeni și nu numai a lor. Întrebări aș mai avea, emisiunea oricum este aproape de sfârșit, vă ofer ocazia unei încheieri, acum la început de an, cu un buget proaspăt, așa cum este el și cu ce se poate face cu el. Da, eu pot să spun că sunt mulțumit într-o perioadă de sărăcie că vom putea gestiona sumele asemănător cu anul trecut. Și pentru acest lucru vreau să-i mulțumesc Consiliului Județean și personal președintelui Aristotel Căncescu, fără de care aveam un dezechilibru serios în privința bugetului. De cealaltă parte, să nu fie supărați pe mine cei care au cerut sume mari și le-am dat sume mici. Mă refer la partea de sport, mă refer la partea de instituții de învățământ și cultură, care au cerut diverselor activități culturale anul acesta. Spuneam că am pus buget zero la manifestările socioculturale din 2014. Am creat o ușoară nemulțumire în rândul unor directori, dar pe de altă parte am spus că va trebui să ne concentrăm doar pe două mari manifestări culturale, mă refer la zilele cetății Făgărașului, pentru care am alocat o sumă importantă, și la Festivalul Cetelor de Feciori, care ușor-ușor încep să devină tradiție și acum când au intrat în patrimoniul UNESCO, cu atât mai mult cred că este de datoria noastră să aducem aceste obiceiuri cunoscute pe plan național și internațional. Și sigur, foarte probabil va mai rămâne ceapa de aur și
vom marca ziua Octavian Paler sau alte chestiuni de acest gen, dar fără sume importante, având în vedere faptul că am fost obligați să le direcționăm spre alte obiective atât de necesare. Și în paralel, îmi doresc din tot sufletul să reușim să realizăm proiectele europene pe care ni le-am dorit, să ducem la bun sfârșit proiectul european de introducere a rețelelor de apă canal, să implementăm anul acesta sistemul de management integrat al deșeurilor, da, unde Făgărașul nu pune niciun leu, dar va avea o stație de sortare și transfer al deșeurilor din toată țara Făgărașului, să reușim proiectul european pe care l-am depus pentru reabilitarea băii comunale și transformarea acelui edificiu în centru cultural etnografic, unde cetele să-și aibă o casă a lor, să spunem așa. Și, de asemenea, proiectul european privind Festivalul Cetelor de Feciori, un grant pe care l-am depus în Norvegia și de la care avem semnale că am putea să îl câștigăm anul acesta. Și în paralel vom merge cu planul pentru rețelele de apă și canalizare pe următorii ani, proiect pe care îl vom depune prin Compania Apa Brașov. Domnule primar, vă mulțumesc. Compania Apa Sibiu, iertați-mă. Exact. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă urez succes, un an bun și spor la treabă, că este de lucru cu banii câți avem. Vă mulțumesc și aștept în continuare sugestiile cetățenilor în ceea ce privește gestionarea problemelor orașului. Știu că sunt, vor veni, sunt convins. Știu că sunt probleme, știu, da, că doare problema câinilor vagabonzi, știu că doare problema curățeniei, pentru care, de care eu încă nu sunt foarte mulțumit, dar anul acesta cu sprijinul camerelor de monitorizare video, sper ca să îndreptăm situația și în ceea ce privește salubrizarea orașului. Anul acesta mai achiziționăm 30 de camere, vom ajunge undeva la 50 de camere în diverse puncte din oraș, astfel încât și răufăcătorii să fie trași la răspundere mai ușor. Să sperăm că va fi un oraș și mai frumos și mai prosper și mai sigur. Vă mulțumesc încă o dată! Asta a fost emisiunea noastră pe care o puteți să urmăriți și pe internet, pe site-ul www.tvfăgăraș.ro. Sunt Dan Ciogui, a fost Făgărașul de Vede. La bună vedere!